Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Audiențe în direct. Astăzi, în capitala României, mii de sindicaliști au protestat împotriva transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Despre toate acestea vom discuta în această seară, dar și despre scumpirile cu care, bineînțeles, și pe care le vom resimți din această lună octombrie. Alături de mine în platou se află domnul Vasile Dârle, reprezentant Cartel Alfa, Satu Mare. Ne bucurăm că ați revenit la noi în platou. Mulțumesc pentru invitație și ori de câte ori o să pot, cu siguranță vin. Și domnul Marius Gânță, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, filiala Satu Mare, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Bună seara, mă bucur și eu că sunt din nou la dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Înainte de a începe discuția, vreau tare mult să urmărim împreună un scurt material, să vedem câteva imagini de la locul în care s-a întâmplat astăzi această manifestare amplă, după care revenim cu mult mai multe detalii. Ideea conform căreia din 1 ianuarie 2018 toți angajații din România vor trebui să suporte din salar plata contribuțiilor sociale a stârnit nemulțumiri în toate sectoarele de activitate. Confederațiile sindicale au tras un semnal de alarmă, anunțând totodată bugetarii că și în aceste condiții majorarea salarială prevăzută din 1 ianuarie 2018 va fi în realitate de doar 4% în valoarea netă, în loc de 25% cât era promis inițial. Pentru a încerca să pună presiune asupra factorilor decidenți, Confederația Cartel Alfa a anunțat încă din luna septembrie mai multe acțiuni de protest. Astfel, după ce în fiecare județ, prin memorie depuse la prefecturi, guvernanții au părut a fi de neclintit, azi 4 octombrie s-a desfășurat un miting de amploare la București. În Piața Victoriei, circulația a fost restricționată, începând cu ora 11, atunci mii de sindicaliști din domenii precum poliție, sănătate sau transporturi, acolo unde au ajuns cu autocare sau microbuze din mai multe județe ale țării. Mitingul din București s-a desfășurat până la ora 16. Adunând la un loc aproximativ 10.000 de persoane. Din punctul de vedere al liderilor Cartel Alfa, transferul taxelor sociale de la angajat la angajator reprezintă un experiment singular ale cărui consecințe negative vor fi suportate exclusiv de lucrători. Considerăm că această soluție originală a guvernului va da peste cap întreaga piața muncii, cu consecințe deosebit de grave prin creșterea presiunii fiscale pe lucrător, instabilitate financiară la nivelul bugetului de stat, prin scăderea drastică a veniturilor la buget și prin alocarea suplimentară de la buget pentru unele cheltuieli sociale de care îi degrevează pe angajatori. Se anunță într-un comunicat al Confederației Naționale Sindicale, Cartel Alfa. De asemenea, sindicaliștii cer deblocarea negocierii și încheierii contractelor colective de muncă la toate nivelurile, plecând de la propunerea comună de modificare a legii 62/2011 a celor 5 confederații sindicale înaintată guvernului și modificarea legii dialogului social. Așa cum bine ați văzut, mii de oameni au fost astăzi în Piața Victoriei din București. La ora 11:30, atunci când liderul cartelului Alfa, domnul Bogdan Hosu, a intrat la negocieri, acesta spunea: nu am venit să dăm jos guvernul, dar o vom face dacă nu găsim înțelegere. În momentul în care aceste negocieri au luat sfârșit, aflăm și declară domnul prim-ministru Mihai Tudose că nu s-a luat o decizie a renunțării la acest transfer, găsim o soluție de compensare sau de implementare a legii salarizării, dacă se poate să nu mai facem acest transfer, să vedem cum compensăm. De vineri avem un grup de lucru, trebuie să vorbim cu toate confederațiile sindicale, să fie toată lumea de acord. Aici am încheiat citatul. Domnilor, a fost ziua de foc astăzi. Cum ați perceput-o dumneavoastră, mai ales după ce ați auzit și cele spuse de prim-ministru, de domnul Hosu și așa mai departe? Domnule Dârle, vă rog frumos. Deci, încă o dată și nu de prima dată, am mai spus și spun, miniștrii, primul ministru cu un președinte de partid care se pare că el conduce guvernul, se contrazic. Pentru că la 3:01, domnul Dragnea a declarat nici vorbă să renunțăm la acest lucru. Domnul prim-ministru, după 4 ore și de negocieri, adică discuții, că n-ai avut ce să negociezi acolo, cu domnul Bogdan Hosu și cu o echipă de la Confederație, a ieșit și a spus: o să găsim soluții. Bun. Ce fel de soluții? Soluția, de exemplu, ca în sectorul bugetar, unde a fost stabilit foarte clar, mă refer strict educație, sănătate
și asistență socială care face parte din aceeași familie ocupațională cu sănătatea, era vorba despre o creștere de 25%, da? Deci creșterea de 25% o să fie de 4,26%. Ori în martie, nici nu se știe cât, se spune de 25%, dar eu nu mai am încredere nici măcar, nu în vorbe, nici măcar în fapte. Pentru simplu fapt. Adă-ți aminte, tot aici la voi în emisiune, am spus cu legea salarizării unitare. Vom discuta, vom vedea, ca să ne înțelegem cu toți. Au avut cu o federație profesională, dacă au avut o întâlnire, a bătut ceva în cuie, pe când a ajuns în guvern și în parlament, a fost altceva. Astăzi nu s-a negociat absolut nimic, ca să ne înțelegem. O să fie o întâlnire vineri, se va încheia probabil o minută la acea discuție, pentru că atâta timp cât nu ai ceva negru pe alb, doar pregătești pe Kiselev ceva, exact ca și cum a fost 80% pregătit legea salarizării unitare, legea 153, se pare că așa va fi și acum. Atâta timp cât nu ai ceva la concret ce să negociezi, pe cifre reale, pe tot ce vrei tu, n-ai ce negocia. Al doilea aspect, să nu uităm, a fost un fel de un zvon aruncat să vadă dacă prinde, cu reducerea impozitului din sectorul privat, pentru că pe un privat n-ai cum să obligi ca să crească salariile să se mențină măcar netul care îl are astăzi. Da? Ori reducerea aia de impozit, dacă se va întâmpla, ca în sectorul privat să nu piardă nici muncitorii, ar trebui să beneficieze exact așa cum au beneficiat angajatorii acum 4 ani de zile de reducerea CSE-ului, dacă ne aducem aminte. Și s-a spus că vezi că probabil din procentul ăla patronii o să încerce ca să câștige și salariații cea. Ei, vreau să spun că n-am auzit pe nimeni dintre colegii mei din țara asta cu care am discutat că o societate a aplicat din aia 5%, 2% pentru angajați. Îmi pare rău. Domnule Gânță, dumneavoastră, cum vedeți toată această chestiune? Într-adevăr, așa cum zice și domnul Dârle, întâlnirea a durat aproape 5 ore, de la 11:30 până pe la ora 16. În atâta timp, dânsul zice că nu s-a negociat. Oricum, eu cred că persoanele din piață, care au stat, am înțeles, acolo cam până la ora 15, păi au fost rugați să plece, cu toate că încă exista acel aviz pentru protest până la ora 16 să plece, nu li s-a spus nimic, nu meritau ei mai mult? Toți cei din țară care n-au ajuns în București, dar care erau cu sufletul în pumn, să zic așa, nu meritau să afle mai multe? Ce s-a întâmplat în 4 ore? Încă de la emisiunea trecută, când am participat la dumneavoastră în studio, am prefațat și am prezentat programul manifestărilor pe care Confederația Cartel Sindicală Cartel Alfa și l-a propus pentru această toamnă, ținând cont de tot ceea ce onor guvernul a avut în lucru. În acest an a fost un an plin de așa zise negocieri, de frământări. Este mulțumitor faptul că ne-am ținut de acel program. Este păcat și este de neînțeles pentru mine de ce doar Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa trage un semnal de alarmă și s-a hotărât să iasă în stradă. Bineînțeles și sindicatele afiliate la acest cartel, inclusiv Sindicatul Național al Polițiștilor. Astăzi în Piața Victoriei. Da, am avut și noi reprezentanți la acest meeting. Și cu privire la discuțiile care au avut loc, posibil să fi fost. Putem să o luăm și ca o negociere, ținând cont de timpul îndelungat în care s-au purtat aceste discuții. Sigur că cei care au participat în Piața Victoriei meritau să li se prezinte o sinteză a ceea ce s-a concluzionat, a discuțiilor care au avut loc, a ceea ce se dorește în continuare atât din partea guvernului cât și din partea noastră, a sindicaliștilor. Dar eu am încredere deplină în domnul președinte Bogdan Hosu, știu că este bine pregătit și știu că participarea dânsului la aceste discuții va da roade în cele din urmă. Sigur, cu,
cu rezerva că de aceste roade vor beneficia și celelalte confederații sindicale și celelalte sindicate și cele 30 și ceva de sindicate din poliție vor ieși și vor brava și se vor bate din nou cu pumnul în piept că ei au rezolvat aceste negocieri și în urma discuțiilor care au avut loc ca urmare a protestului inițiat de Cartel Alfa, s-a hotărât constituirea acelui grup de lucru care probabil va avea în componență specialiști și care sperăm să facă pe domnii guvernanți să înțeleagă care sunt consecințele acestui experiment, că toată lumea vorbește de un experiment, inclusiv pe plan european. Ziceam noi ediția trecută că se pare că ne transformăm în cobaie Europei. Este bine că am observat că există și reacții la ceea ce se dorește pe plan european și asta, odată în plus, ar trebui să le dea de gândit domnilor care ne conduc destinele. Da, din păcate, acest lucru se pare că nu le-a dat de gândit. O să vreau să îl rog pe domnul Dărle, pentru că știu că are pregătit câteva dintre reacțiile acestei internaționale la experimentul pe care vrea să-l facă guvernul pe poporul român. Însă, înainte de asta, domnul Gânț a zis un lucru foarte interesant și poate ar trebui și cred că trebuie să aflăm părerea dumneavoastră. Și cei de acasă se întreabă, celelalte sindicate, confederații, de ce credeți dumneavoastră că nu au ieșit în față? Nu și-au exprimat nemulțumirea, nu au făcut un asemenea meeting sau măcar nu s-au alipit calendarului dumneavoastră? După părerea mea, este foarte simplu. Orică au înțelegeri, orică, nu știu, mi-e greu să vorbesc doar la nivel național, pot să spun două aspecte. Că la nivel local eu pot să spun că sunt două confederații, dacă apelez la ei și discutăm o treabă, să facem împreună, garantat ne ajută. Deci sunt două confederații. Vorbim de CNSLR Frăția, reprezentantul și domnul deci Dan Brulea. Astea două confederații, zic eu că la nivel local nu ar fi o problemă. Dar numai la nivel național? Exact, aici am vrut să ajung. Cum am spus data trecută, la nivel local nu rezolv tare multe probleme pentru că ora exactă se dă la București. Dar celelalte confederații, mă întreb ce s-a întâmplat, pentru că atunci când s-a spus prima dată despre transferul de taxe de la angajator la angajat, a mai fost un singur președinte de confederație care a reacționat doar verbal. Domnul Dumitru Costin, da. A reacționat. Dar toate confederațiile care au semnat un document înaintat către guvern, deci sunt documente semnate de toți cei care conduc cele 5 confederații sindicale, da? Cu privire la legea 62. Toți au semnat. Mă întreb, ce interese sau ce s-a întâmplat la București când celelalte confederații efectiv nu, nici măcar nu a dat un sprijin sau să spună suntem solidari. O declarație de presă, o declarație pe un post central de televiziune, domnule, suntem solidari, dar noi nu ieșim. De ce? E treaba lor, nu e treaba noastră. Dar atâta se putea da. Ori așa ceva, cât timp am eu să mă uit la televizor, nu s-a dat. Deci ca să ne înțelegem, n-am văzut un... Vă supără acest lucru. Dar bineînțeles că... Stai puțin. Arată-mi o confederație care n-are lucrători în sectorul bugetar. Pardon. Arată-mi o confederație care nu are muncitori în sectorul privat. Și sunt confederații care au și companii multinaționale în sectorul privat, care n-ai cum nici prin lege să obligi. Pentru că n-ai cum să scoți o lege, intră tu la un privat în curte. Intri? Nu intri. Exact așa e și asta. Dacă îmi permite să intervin. Da, chiar, te rog. De mai multă vreme se cunoaște faptul că la nivel de confederații naționale sindicale, Cartel Alfa este singura confederație care a rămas de-a lungul timpului cu toate presiunile și încercările pe care s-au făcut, a rămas neregimentată politic. Deci, liderii Cartel Alfa niciodată n-au făcut partipriuri cu oamenii politici.
în ceea ce privește anumite interese ascunse care să contravină intereselor celor mulți, reprezentanților și sindicaliștilor în general. Trecând în plan secund, la nivel de sindicat al polițiștilor și personalului contractual, ați observat că de-a lungul acestui an, în afară de președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Dumitru Coarnă, prezența celorlalți și ieșirile celorlalți la cuvânt și luările de poziție au fost foarte palide. Mă întreb și eu, la fel cum se întreabă și Vasile la nivel de cartel, ce interese au. Probabil unii vor să fie promovați, să ajungă în mediul politic. Se știe, este arhicunoscut faptul că de-a lungul timpului sindicatele au constituit și probabil în continuare constituie o rampă de lansare pentru mediul politic. Sper să nu fie așa, pentru că, exact cum bine punctat Vasile, și în celelalte confederații naționale sindicale există foarte mulți angajați din sectorul bugetar. Nu cartel alfa i-a asimilat pe tot. Și cu atât mai puțin înțelegem lipsa lor de reacție și lipsa de coeziune, până la urmă, lipsa de coeziune sindicală. Păi da, asta este ciudat, că în momentul în care am vorbit despre legea salarizării unitare sau despre alte lucruri, am stat la masă toți, s-au purtat discuții în fața camerelor de luat vederi și în afara lor. Iar în momentul în care e vorba despre o astfel de încercare grea asupra întregului popor, întregului tuturor muncitorilor din România, avem parte de o ruptură. Și asta, într-adevăr, cred că pune un semn de întrebare și în mintea celor de acasă. Vreau să ne ziceți de reacțiile internaționale care au avut și care, din păcate, nu au fost luate în considerare de către guvern. Încă nu putea să ia în considerare așa ceva, pentru că, de exemplu, Confederația Europeană a Sindicatelor, ETUC se numește prescurtat, a solicitat printr-o scrisoare la autoritățile europene. Nu o trimis scrisoare și către guvern, parlament și celor doi președinți, domnul Dragnea și domnul Tăriceanu, dar a trimis o scrisoare și către autoritățile europene să ia o poziție pentru simplu fapt. De exemplu, modificările intenționate încalcă în mod clar spiritul, textul și jurisprudența acelor două instrumente europene importante, Codul European de Securitate Socială și Carta Socială Europeană revizuită, care îți și spun, deci Codul European de Securitate Socială a fost ratificat în Parlamentul României în data de 9-10-2009 și intrat în vigoare în 10-10-2010. Deci a intrat în vigoare după ce a fost ratificat în Parlament. Mai mult de atâta, Carta Socială Europeană revizuită în data de 7-5-99. Deci toate aceste directive, dacă vrei, și Convenția OIM, numai și asta a fost ratificat. Deci aceste aspecte, știind că ești obligatoriu să le respecti, și tu pui deoparte tot ce ai ratificat în propriul parlament, în România noastră, în românica noastră, cum zicea cineva. Și să nu pui în practică ce nu s-a întâmplat nicăieri în lume, se întâmplă în România. Întrebarea mea este, acești domn sau tovarăși, nu știu cum să-i numesc, crede-mă, care guvernează, care sunt în parlament, pe care i-am votat noi toți, cei care am fost la vot, cum consideră, cine sunt muncitorii sclavi ăștia moderni în România? Asta e întrebarea mea. Nu mă duc mai departe. Trebuie să implic neapărat efectele negative a legii 62, care am mai discutat și am mai povestit de N ori aici în emisiune. Legea 62, să știți ce de acasă, este legea dialogului social. Da. De șapte ani discutăm. Din 2011. Dacă vrei, în 2011 au existat 14 contracte la nivel de sector de activitate. Contracte colective de muncă la nivel de sector de activitate. Astăzi, zero.
Zero. Zero. Nici măcar unul. Nu există, deci nu mai există negociere, pardon, negociere colective, nu mai există la nivel național. Există la nivel de întreprinderi, aici, acolo unde mai este sindicat, mai mult de atât, aici și mai grav. Astăzi, la nivel național, peste 85%, am specificat și data trecută și încă o dată revin, peste 85% contractele colective de muncă sunt semnate de reprezentanții salariaților, care nu sunt aleși conform legii, ci mai mult numiți de către patroni. Ori ăla a semnat, contractul a intrat în vigoare, doar să nu încalce codul muncii. Nu știu, miram aș să aibă cineva curaj ca să... ca să semneze sub codul muncii. Din câte știu, tot acum după aceste negocieri de 4 ore și jumătate, au ieșit tot așa reprezentanții guvernului, nu știu exact dacă tot domnul Tudose sau altcineva, să spună cum că și în ceea ce privește legea 62 se va face un grup de lucru și că se va analiza și se va face. Deci, hai să revenim la 2011. Din 2011, de când s-a modificat această lege și a fost prin asumare aprobat de Parlament de către guvernul Boc, tot discutăm. Tot discutăm. Tot acolo este. Praful pe... Da, bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Audiență în direct. Mii de sindicaliști au protestat astăzi în Piața Victoriei din București împotriva transferării contribuțiilor sociale de la angajat la angajator, de la angajator la angajat, mai bine zis. Despre toate acestea, dar și celelalte majorări intrate în vigoare din 1 octombrie, vom discuta în ora care urmează alături de Vasile Dârle, reprezentantul cartelului Alfa, Satu Mare. Câteva cuvinte, probă de sunet. Numărul lucrătorilor pe salariu minim a crescut exponențial în cei 7 ani, de la 8 la 30%. Prim-ministru vorbește despre o compensare. Și mă repet puțin, îl citez. Găsim o soluție de compensare sau de implementare a legii salarizării, dacă se poate, să nu mai facem acest transfer, să vedem cum compensăm. Acum, cum am putea compensa? Da, mai înainte ți-am explicat. Compensarea în sectorul privat doar prin reducerea impozitului de la 16% la 10%, despre care s-o mai discutat. Despre asta se discută și în prezent. Doamna Olguța Vasilescu, domnul ministru al muncii, se spune și acum în spațiu public acest lucru se va întâmpla. Doamna Olguța Vasilescu a fost la întâlnire. De ce nu a ieșit măcar acolo ca ministru muncii și justiției sociale lângă domnul prim-ministru probabil... să aibă un cuvânt de spus? Că până acum pe toate posturile de televiziune o vezi acolo aproape în fiecare seară. Auziți, probabil e mai ușor să ieși când dai. Nu atunci când e. E mai ușor să mai aștepți în birou să vezi ce spune șeful și după aia merg la minister și... Poate e răcită și nu a vrut să transmite răcită. Domnule Gânță, acum vorbim serios. Ce să ne așteptăm? Ce ar putea analiza guvernul până vineri, mai puțin de 48 de ore? Ce n-a făcut-o până acum? Aș reveni puțin la ideea înființării acestor grupuri de lucru. Ideea în sine sună foarte frumos, este foarte utilă. E la modă, grupuri de lucru și comisii de anchetă mai nou. Aș vrea să reamintesc colegilor mei, foștilor mei colegi, polițiști, că grupuri de lucru s-au înființat N. Și m-aș referi numai la statutul polițistului. Sigur, de fiecare dată are altă componență și probabil în acel grup accept și alți oameni care par mai bine pregătiți sau mai luminați. Ideea care este, concluzia care se trage, că nu au eficiență. Deci nu au discuțiile din acele grupuri de lucru și analizele care se fac nu au finalitate. Dovadă că de atâția ani de zile de când se discută și se înființează grupuri de lucru și se despică firul 100, nu am ajuns la forma statutului pe care o dorim noi, în aceeași ordine de idei și pe legea dialogului social sau nu s-a înființat. Nu este primul lucru, un grup de lucru înființat. Este primul, având în componență, probabil, domnii din guvern, din actualul guvern. Nu știu ce finalitate vor avea. Dar și în ceea ce privește acest transfer al contribuțiilor sociale de la angajator la angajat,
Domnul prim-ministru zice, de vineri avem un grup de lucru, trebuie să vorbim cu toate confederațiile. Exact deci, cum din nou există grupuri de lucru. Cum bine ați remarcat mai devreme, în trei zile, ce se poate discuta sau la ce finalitate se poate ajunge dacă în decurs de 6-7 ani sau 8 ani sau 9 ani de când noi tot negociem și discutăm în aceste grupuri de lucru, nu s-a ajuns la rezultatul scontat. Scontat de cei mulți. Vreau să vă opresc puțin. Îl avem pe domnul Lucian prin telefon, după care revenim. Bună seara, domnule Lucian. Bună seara, domnule Sergiu, și invitația dumneavoastră. Chiar apreciez discuția care o aveți. Și vreau să fac o sugestie domnilor, dacă poate să facă, care v-am pe gând și o adresă la București, foarte interesant. Eu lucrez în domeniul privat și am o întrebare vitală. Care este modelul de țară care se aplică această lege a salarizării? Și dacă funcționează, și oamenii dacă sunt mulțumiți, care sunt mulțumiți după legea asta, și după ce exemple de țară s-au luat puținii noștri, care totuși au un model care urmează, care vor să-l pună în aplicare la noi. Deci dacă până nu apare o explozie națională, deci ar fi bine să ne spună domnului politicieni, da, domnule, modelul ăsta care îl aveți, că dacă nu o să fie o explozie de meeting-uri, se aplică în țara X, merge foarte bine, oamenii sunt mulțumiți. Eu nu cunosc modelul ăsta de salarizare. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Da, domnul Lucian zice bine, însă vedeți, mie mi se pare că și astăzi, cu siguranță în cadrul negocierilor, colegii dumneavoastră s-au dus cu temele făcute, au știut să prezinte fiecare punct în parte, au știut să aducă argumente. Exemple. Însă, cine nu vrea să audă, nu aude. Păi, acum, mulțumesc pentru intervenție domnului Lucian, nu știu despre cine e vorba, doar atât vreau să-i spun că are mare perfectă dreptate și să nu uităm încă o dată, revin cu părere de rău la 2011. Din 2011 s-a strigat, nu e bine, nu e bine, nu e bine, n-a luat nimeni în calcul, toată lumea a stat deoparte. Nu vorbesc de unii președinți de confederații. Dar să nu uităm, și am mai spus și mă repet, verificați un pact social semnat de confederații sindicale împreună cu USL în 21 februarie 2012. În 2012 USL-ul a ajuns la putere, a avut majoritate exact cum și-a dorit în Parlament. Unde este modificarea legii 62 datorită căruia suferă toți cei care lucrează nu numai în sectorul privat, inclusiv și în sectorul bugetar? Pentru că dacă nu poți să negociezi un contract colectiv de muncă pe sector de activitate în sectorul privat, nu poți nici în sectorul bugetar. Asta spuneam că în 2011 aveam 14 pe sectoare, deci 14 ramuri de activitate avea contract colectiv de muncă. Negociat, semnat. Astăzi, zero. Și foarte multe fabrici, mă repet de câte ori este nevoie, în ziua de astăzi, în sectorul privat, foarte multe fabrici dau salar minim pe economie. Dacă nu mai există acel contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate care mai ajuta să crească salariile prin obliga efectiv sectorul privat, astăzi nu mai există acest lucru. Să nu uităm, în 2011 noi am avut în jur de 8%, nu, da, 8% am avut cu salariu minim pe economie în 2011. Astăzi avem 30% din total salariați activ, avem 30% care lucrează pentru salariu minim pe economie, indiferent că e sector bugetar sau sector privat. Despre ce vorbim? 22% e strigător la cer, dacă vrei, în 7 ani de zile. Și dacă continuăm așa, încet, încet România lucrează pe salar minim de pe economie, indiferent în ce sector lucrează. Asta este adevărat și dacă mergem puțin și mai în viitor și ne gândim la cei care vor ieși în pensie după aceste salarii minime, atunci să vezi haos. Acum trebuie să... și vreau să mă întorc la ziua de vineri. Nu știu și nici ceea ce am înțeles de la dumneavoastră, nici dumneavoastră nu prea credeți că ceva se va întâmpla. Probabil vor veni alte amânări și alte amânări, însă probabil concluzia de la final, eu m-aș ruga să nu fie asta, dar ce ne facem dacă vin și spun, v-am ascultat, dar vedeți, nu putem, nu se poate. Asta e
ceea ce trebuie să facem. Inclusiv declarația domnului prim-ministru sună așa, complezență. Să găsim o variantă, să compensăm. În timp ce domnul Dragnea vine și spune clar nu. Că nu, nici nu vor renunța. Mai mult de atâta, probabil nu a simțit pulsul mai din fața guvernului. Mai mult de atâta a spus, e, și dacă vrea domnul Bogdan Hosu să vină să conducă. Asta nu-s declarații de la un politician. Haideți să vă mai întreb un lucru. Președintele Camerei Deputaților. Nu considerați cumva că actualul guvern a gândit lucrurile toate acestea categoric erau gândite dinainte. Însă au făcut în felul următor. Prima dată v-au dat bănuți sau vi-au promis ca mai apoi, din perspectiva lor, să aveți sau să vă permiteți să pierdeți acest 20%. Ca într-un fel sau altul să nu le săriți în cap. Drept dovadă, doar Cartel Alfa a făcut protest și restul nu. Am omit sectorul bugetar cu acele procente prezentate seară de seară pe unele posturi de televiziune. Scurt. Al doilea aspect. O să fie mai diplomați de cum ziceai tu guvernul. Asta mă înclin să cred și o să-ți dai seama vineri după masă că am avut dreptate. O să-mi vină cu un draft care va fi poate mai prost făcut decât s-a discutat astăzi. Nu știu dacă pe documente, iar revin, că dacă era un document, ieșea afară și spunea, poftim, ăsta este. Nici cifre, nici documente, nimic. O să vină cu un draft pe care o să le dea confederațiilor sindicale, o să meargă acasă și o să-și dea seama cine o să-și dea seama sau cine o să vrea să-și dea seama că de fapt au fost trași în cursă. Părerea mea este că acest guvern nu este condus de către primul ministru. E o părere personală, exceptând calitatea de lider de sindicat. Acest guvern și aceste lucruri sunt frumos înaintate de Uniunea Europeană. Ia încercăm că acolo se poate. Și dacă merge acolo, facem și dincolo. Uite-te ce se întâmplă în Franța. Am mai spus în emisiune data trecută, cu modificarea codului muncii. Ai văzut câți au fost în stradă? Ei, asta se încearcă într-un loc. Se poate, după aia se poate peste tot. Asta e părerea mea. Într-un fel sau altul, domnule Gânță, e așa? Au gândit toată această strategie ca să aveți de unde să pierdeți? Ca să nu resimțiți atât de mult, poate... Pentru că bugetarii, să fim serioși, nu se resimt atât de mult. Din 1 ianuarie vor primi în loc de 25, într-adevăr, un 4%, dar dacă se țin guvernanții de cuvânt pe toată durata anului 2018 și până în 2022, vor urca salariile cu încă cel puțin 50%, ceea ce pentru voi este bine. Rău pentru cei din sectorul privat, dar pentru bugetari este bine. Este o ipoteză care poate fi luată în calcul, însă... Exact cum spunea Vasile, dacă cei care sunt pregătiți și-au dat seama de consecințe, de punerea în aplicare acestor, nici nu știu cum să le spun, acestor idei mărețe pe care domnii guvernanți și le visează sau le vin așa în minte peste noapte sau... Poate sunt făcute pe genunche, vorba da, domnului ministru. Mai mult ca sigur. Este foarte posibil să le fi gândit cu mult timp înainte și aș face trecerea la ceea ce s-a întâmplat cu legea pensiilor speciale. Lege din 2015, în baza căreia foarte mulți profesioniști din Poliția Română au decis să treacă în rezervă pentru că a fost avantajați de prevederile legii. Domnii guvernanți au venit după 2 ani de zile în care s-au făcut că nu înțelegeau consecințele aplicării acelei legi. Dar nici aici, au venit și am discutat la trecută, nu au înțeles. Pentru că doamna Liorguța Vasilescu zicea foarte clar că ea nu vede unde e problema și de ce atâta nebunie pe transferul abia acesta. În vara acestui an li s-a aprins beculețul de alarmă și au venit cu... propunerea de a modifica acele prevederi. Din ceea ce cunosc sau din ceea ce am auzit, nu sunt foarte bine documentat pe acest subiect și nu aș vrea să vorbesc prostii, dar
Acest sistem se aplică în Statele Unite ale Americii. Iar dacă este așa, se știe foarte bine de către fiecare om cât de mare este influența Statelor Unite ale Americii în ultimii ani în Europa, asupra Uniunii Europene, până la urmă. Se poate elabora o ipoteză și pe această legătură care există, pe această influență a Statelor Unite. Nu știu, să fim noi cobaie, chiar noi să dăm semnalul și alții să spună, uite, în România se aplică cu succes, și dar de ce tot noi? Tot noi suntem... Noi cei cu salariile mici, noi cei exact. De la coada clasamentului, în toate topurile Uniunii Europene, suntem cobaii. Nu știm. Nu, dar suntem pe primul loc. De ce nu s-au dus oare în altă țară, dacă ar fi așa, acolo unde angajatul are probabil de unde să dea și nu resimte la fel ca muncitorul român? Nu știu dacă ți-aduce aminte, în anii 90 vorbeam de globalizare. Și tot am zis, s-ar părea să ne confruntăm cu o globalizare negativă. Că vezi, domne, vin companii, ne dau de lucru, ne dau bani și așa mai departe. Iată că nu e așa. Vreau să vă mai întreb încă un lucru. Am putea compara situația din prezent, încă neaplicată, ce e drept și mă repet, cu ceea ce s-a întâmplat în timpul guvernării Boc, cu tăierea salariilor 25%, sub o altă formă, însă... Deci încă o dată. Se poate pune un semn de egalitate sau cel puțin... E pe aproape? Dacă se va introduce în forma în care a fost discutată și prezentată acest transfer de taxe, s-ar părea să fie și mai rău. Dar nu vreau să-mi aduc aminte că a fost o guvernare care practic a făcut din oamenii care au muncit în țara asta și muncesc, care nu s-au pensionat încă, a făcut sclavia modernă. De atunci începem noi să înțelegem ce înseamnă sclavia modernă. Că până a existat o legislație care a permis negocierea la contractului unic la nivel național, pe baza căruia s-a negociat în fiecare sector de activitate pe domeniul respectiv. Și pe domeniul respectiv s-a stabilit sporuri și așa mai departe, a fost cât de cât ceva. De acolo încolo, de când nu mai poți negocia la nivel național, te lupți cu morile de vânt. Asta e părerea mea. Mai mult de atâta, să nu uităm, tot aici în emisiune am spus, legea salarizării unitare, până nu este luată în calcul fiecare amendament făcut de către federațiile profesionale care știu ce se întâmplă în bază. Să nu spui mie că un președinte de confederație știe ce se întâmplă la Mondiala. Să dau un exemplu așa, din satul mare. Trebuie să fie cei deci de acolo, trebuie să de fie din Federația Profesională, unde sindicatul este afiliat și merge și spune păsul și se cunoaște domeniul de activitate, ăla să meargă să negocieze un contract de ramură, adică sector de activitate, dar ramură era mai de mult. Imediat, la nivel de societate, are obligativitate să negocieze și să semneze un contract. Ori, prin legea asta nu este nicio obligativitate. Legea așa e tot. Actual. Din nefericire, auzim că situația poate fi și mai rea, ne spuneți dumneavoastră. Drept dovadă, au apărut și primele semne care ne afectează pe toți. Guvernul vine cu surprize. Sau instituțiile subordonate statului, mai bine zic, iau decizii surprinzătoare pentru toți. Haideți să vedem un prim material referitor la ceea ce deja se întâmplă. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, ANRE, a decis în data de 26 septembrie majorarea prețurilor pentru energie electrică de la 1 octombrie. Comitetul de Reglementare al ANRE a avizat tarifele de tip componentă de piață concurențială aplicate în trimestrul 4-2017 clienților final casnici și non-casnici beneficiari ai serviciilor universal. Astfel a rezultat o creștere medie la nivel național a tarifelor CPC cu 0,03 lei pe kilowatt față de creștere
creșterea medie de 0,1 lei pe kilowatt, care ar fi rezultat conform propunerilor FUI, potrivit unui comunicat al ANR. Cum se traduce acest lucru? Dacă până acum un kilowatt costa aproximativ 58 de bani, la această sumă se va adăuga 3,4 bani. Astfel, toți consumatorii finali vor scoate din buzunar cu 3,45 de lei mai mult pentru un consum mediu de 100 de kilowatt pe lună. Astfel de creșteri vor fi resimțite de către populație în factura din luna noiembrie. Important de știut este faptul că majoritatea nu este aplicată celor care au decis să opteze pentru negocierea contractelor pe piața liberă, acestea prevăzând tarife fixe pe perioada negociată, tarife ce nu pot fi influențate de politicile ANR. Veștile proaste nu se termină aici. Prețul gazelor destinate consumatorilor casnici va crește, începând cu luna octombrie, cu 6%. Anunțul a fost făcut de Emil Calotă, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, prezent la Comisia pentru Industrie din Camera Deputaților. E decis. Din noiembrie, în factura din noiembrie, vom vedea că vom plăti mai mult curent și gaz. Și acesta ar fi un motiv pentru care România ar trebui să protesteze, domnule Gânță. Dacă ar fi să facă o comparație, cum aduceați în discuție, dar să facem o comparație între ceea ce se întâmplă acum și ceea ce s-a întâmplat pe vremea guvernării Boc, e cam același lucru, doar că sub acest paravan al preocupării deosebite pentru respectarea democrației și pentru viața socială, că de aia zice Partidul Social Democrat, ei o fac într-o formă mai elevată. Sub acest paravan, uitați ce preocupați, să vă creștem salariile, dăm legea salarizării unitare. Ceea ce se întâmplă acum este o reacție absolut firească. V-am crescut salariile, hai să scumpim puțin și gazul, scumpim și energia electrică. Este o reacție absolut normală la ceea ce domnii guvernanți apreciază dânșii că au făcut bine pentru în această nemărginită preocupare a lor să ne fie bine. Domnule Dele, dacă e să o luăm așa, am putea spune că nici măcar cu cei 4% majorare din 1 ianuarie nu rămâneți. Pentru că pe lângă acestea veți vedea, dragi telespectatori, în câteva minute și deja cred că știți că mai avem parte și de alte scumpiri. Deci nu rămâneți nici măcar cu acest 4,26%. Totul se va duce oricum către ei, către în buzunarele unor miliardari, dacă e unor persoane care au văzut oportunitatea, au propus și ANR-ul a zis: "Da, aveți dreptate, haideți să o facem." Ce e asta 0,34 de bani? Trei aspecte și foarte scurte și directe. Domnul prim-ministru Tudose a spus, când a ieșit despre accize, că s-a pus și întrebarea asta, accize, așa, a spus: "A, nu, păi nu, acciza n-a scumpit. Dar eu dacă mă duc să alimentez, văd deja că e mai mult." 12 bani. Al doilea aspect. Doamna Olguța Vasilescu l-a făcut pe Bogdan Hosu mincinos, tot pe un post național de televiziune. Al treilea aspect, doamna Olguța, spuneați o lege perfectă, legea 153, legea salarizării unitare. Iată că veniți acum cu ordonanță, că asta o să fie prin ordonanță și mai mult ca sigur că se va întâmpla. Și o să aibă românii tot de suferit. Ca și la 284, tot legea salarizării a fost. Și a fost o grămadă de ordonanțe că nici nu mai știai cum se aplică, ce se aplică și ce se întâmplă. Dar iată că am ajuns în situația în care nici n-a intrat bine în vigoare legea 153. Deja discutăm de modificări. O întrebare la domnul Dragnea. Eliminarea 100 de taxe. Ce impact financiar a avut asupra omului de rând? Și introducerea transferului de taxe de la angajator la angajat, ce impact financiar va avea omul de rând? Auziți, în campanie electorală, domnul Dragnea povestește aceste 100 de taxe, dar printre ele se aflau câteva mizilicuri. Păi nu mai plătești 3 lei la buletin, nu mai plătești 10 lei la pașaport. Deci să nu facem fiecare lună pașaport, hai să ne înțelegem. Deci asta am spus, impactul financiar
la cele 100 de taxe este probabil 25% din ce vrea să facă doar prin acest transfer. Și atunci, unde sunt creșterile salariale, așa de frumos scrise pe flicere acolo, pe posturile naționale de televiziune? Unde sunt creșterile? Cea mai importantă taxă pe care urmează să o desfințeze și de care era surprins și dumneavoastră, taxa pe horă. Ați văzut? Se plătea. Dacă vrei să dansezi în horă, trebuie să plătești o anumită taxă. Și era foarte surprins, domnul, cum să plătești pe o horă? Da, acum, în același spirit de, de bună intenție, guvernul, dar și parlamentul, a încropit așa, dintr-o dată, comisii care să analizeze aceste creșteri de gaz și curent. Ce vor rezolva acestea? Sunt foarte curios care este componența acestor comisii. Adică cine sunt oamenii ăia? Dacă sunt specialiști sau nu sunt specialiști? Că dacă facem comisii de dragul de a face comisii, putem și noi, după emisiune, să facem o comisie, să analizăm un anumit domeniu, să vedem la ce rezultat ajunge. Comisiile și grupurile de lucru, de fapt, ne-au dus unde am ajuns. Noi am trecut de mult de faza de a avea mari așteptări, de la o anumită discuție, de la anumite analize făcute în comisii sau în grupuri de lucru. Așteptările sunt absolut firești, ar trebui să fie firești. Nu sunt foarte mari pentru că dezamăgirile sunt pe măsură și am trecut de această etapă. Mai vreau tare mult, dacă tot am ajuns la să vorbim despre scumpiri, să vorbim puțin și despre acciza și despre scumpirea carburanților, dar înainte vreau să vedem un scurt material. Încă din luna septembrie, toți șoferii observă cum prețul combustibilului crește de la o săptămână la alta. Știam că acest lucru se datorează hotărârii guvernului de a majora acciza pentru carburanți cu 16 bani pe litru. Dacă înainte ca această decizie să fie luată, un litru de motorină standard costa aproximativ 4,66 de lei, după acciză, prețurile au început să urce treptat. La finalul lunii septembrie, în municipiul Satu Mare, prețul pentru un litru de motorină standard ajunge să coste în unele stații și 5,03 lei per litru, pe când benzina standard ajunge la 4,96 de lei per litru. Din păcate, acest trend de creștere se păstrează, asta pentru că de la 1 octombrie a intrat în vigoare cea de doua etapă de creștere a accizei de 16 bani per litru. Astfel, la această oră, în județul Satu Mare, prețul pentru un litru de motorină standard ajunge să coste în unele stații 5,34 de lei per litru, pe când benzina standard ajunge la 5,05 lei per litru. Pe lângă toate acestea, șoferilor români li se pregătește o nouă taxă care să înlocuiască timbrul de mediu. Ne amintim că la începutul acestui an, această taxă reprezenta o corvoadă financiară pentru toți cei care își cumpărau mașini second-hand. Odată anulată, a crescut exponențial numărul mașinilor aduse din țară din vestul Europei. Astfel, Cornel Brezuica, șeful administrației Fondului de Mediu, vorbește despre introducerea unui impozit mixt. O plată anuală gen impozit sau altă taxă care să fie gândită cu o valoare accentuată, o valoare foarte mare, mai mare pentru acele autovehicule cu o normă de poluare inferioară față de celelalte. Din primele informații putem să vă spunem că cei mai afectați vor fi persoanele care și-au luat mașini foarte vechi cu norme de poluare 2 sau 3. Impozitul va fi calculat în funcție de emisiile de CO2, iar acolo unde nu sunt cunoscute, în funcție de capacitatea motorului, aceste schimbări ar urma să se aplice până la finalul anului 2017, Ministerul Finanțelor susținând demersurile începute de către cei de la AFM. Da, din nou, cred că nu e o surpriză pentru dumneavoastră, mai ales pentru șoferii. Astăzi, ieri, ați mers, ați văzut că la pompă este un alt preț, pe când, dacă ne-am uitat doar vinerea trecută, deja prețurile erau altele. Acum, ce ziceți dumneavoastră? Domnul Tudose zice că suraganele de vină. Dați-ne, ziceți. Îmi pare rău. Acest lucru a fost un răspuns așa scurt și sec, ce eu nu cred, cel puțin. Dar întrebarea mea este, unde sunt transportatorii? Unde sunt firmele care alimentează, care pot bloca și paraliza? Asta a zis domnul Dârle. Întrebare retorică. Nu este obligatoriu să circulăm cu mașina.
în oraș, ați văzut ce aglomerat e orașul, ținând cont de ceea ce modernizări, ce modernizări se fac la nivel de infrastructură, la ce șosele apar, la ce trotuare, mâine poim ne trecem la role și nu e nevoie să alimentăm la benzină. Tocmai din cauza asta nu am zis despre cei privați care au o mașină acasă sau două în familie, că acum mașina e o necesitate. Eu m-am referit strict la transportatori, pentru că cei transportatori care alimentează magazinele, supermarketurile și așa mai departe, ăia vor plăti mai mult. Deci acolo se vede într-adevăr acciza, ce la urma urmei automat are un impact de creștere a prețurilor la mâncare, la haine, la tot ce vrei. Deci, practic, este legat în lanț ca și industria pe vremea împușcatului. Vă dați seama dacă uraganele provoacă asemenea măsuri, produc asemenea asta ziceam, măsuri? Asta vreau să zic. Domnul Tudose zice că e din cauza uraganelor. Domnul Cărin Popescu, Tereceanu, el dânsul nu vede, n-are simțit-o. Apreciez creșterea. Așa, și iar domnul ministrul finanțelor ne spune că el nu conduce și că a aflat de creșteri din presă. Apreciem foarte mult spiritul de glumă al domnului prim-ministru. Apreciem în egală măsură nesimțirea domnului Tereceanu, dacă dânsul nu simte, înseamnă că așa. Iar domnul Mișa, nu știu de unde l-au cules. Îmi pare un extraterestru coborât pe pământ și parașutat direct la Ministerul de Finanțe. Ați văzut câte exemple concrete, la fel ca ministrul educației, domnul Liviu Pop, pe care îl simpatizez foarte mult, că l-am spus într-o emisiune anterior. Ați văzut cât de mult, cât de priceput e și domnul Mișa, parcă îl cheamă, la ceea ce înseamnă finanțe. Când îi se ia un interviu, este pierdut. Deci spune să citim pe site. Da. Pe site vom găsi site-ul este, au toate. Timp să facă site-ul și să-l elaboreze în așa măsură încât să înțeleagă lumea. Că ceea ce spune dânsul nu este de neînțeles pentru auditor. Din păcate, noi românii, noi șoferii resimțim aceste scumpiri, cu toate că, așa cum mai glumesc unii, că e benzina 5 lei și ceva, că nu... Noi oricum tot de 50 de lei alimentăm. Da, acum încă o lovitură pentru șoferi. Ați auzit, va fi și introducerea unei noi taxe sub formă de impozit anual pentru emisiile de noxe. Pe când ne-am răsuflat așa ușurați și am zis că scăpăm și drept dovadă foarte mult și-au adus mașini de afară, numărul lor într-adevăr a crescut foarte mult. Guvernul a zis, pierdem bani. Și-au dat seama că am pierdut cam un jumătate de miliard de euro până la această dată. Și se pare că sunt dispuși să-i mai piardă. Am convingerea că dacă domnii guvernanți se vor apleca mai mult și vor dovedi mai multă preocupare asupra acestui domeniu, auto, moto, conducători auto, vor mai găsi ceva taxe. Sunt absolut convins că vor mai găsi ceva taxe pe care să le perceapă conducătorilor auto. Eu zic că ar trebui să găsească o singură taxă și rezolvă tot. Taxa pe bolă. Că din păcate în țara asta deja e bolnavă așa de la naștere până la pensionare. Că după aia oricum nu mai duce mult. Asta este singura taxă care ar scoate din mizeria în care încet, încet ne bagă. Asta e părerea mea, ne bagă într-o situație din care să nu mai poți ieși, nu mă duc mai departe de robor. Exact acolo am vrut să ajung. Serios, anticipez, mulțumesc. Deci gândește-te omul care are credit. De fapt, câți din țara asta n-au credit? Doar ăia 10% care chiar duc o viață decentă sau super luxoasă. Dar ceilalți toți au un credit, două credite. Depinde de nivelul la care și-a permis să facă un credit. Gândește-te, practic, salariile în toate sectoarele de activitate se taie din salarii. Nu mă duc mai departe de asistență socială, care, să ne gândim foarte scurt și direct la subiect, asistenții maternal profesioniști. De la 1 ianuarie 2018, cei care au 2 copii cu handicap în plasament,
li se taie 25% din salar, nu din banii care... Pentru că doamna Olguța a făcut o afirmație interesantă. Păi am crescut cu 50% banii de plasament, de la 600 de lei la 900 de lei. Da, într-adevăr, dar acei bani se cheltuie și nici nu ajung pentru acel copil cu handicap. Nu tai din salariul omului. Mai mult de atâta, se taie, până acum a fost 15% la al doilea copil, fără să aibă probleme, așa, s-o dat 15% la al doilea copil. Acest spor de 15% de la 1 ianuarie nu mai există regulament de sporuri. Acum revin la asistenți personal care îngrijesc doar cu handicap. Au avut un 15% până acum la salariul de bază aplicat de încordare psihică. De la 1 ianuarie dispare. Deci ca să ne înțelegem. Deci sunt N sporuri care dispar din buzunarul omului care de fapt îngrijește un copil care nu-i aparține, e în plasament. În plasament. Deci copiii statului până la urmă. Și unde sunt creșterile salariale în asistență socială? Unde sunt acele creșteri salariale în sănătate, în educație? Unde sunt? Sau chiar în Ministerul de Interne, despre care vorbea și Marius. Unde sunt acele promisiuni? Urmează probabil să le vedeți, așa cum vă promit, dacă îi mai credeți. Apropo de robor, ar trebui să mă consider privilegiat că am un credit în euro și nu în lei? Da, cred. Stai da. Liniștit gând, să mâine poi ne vine guvernul și o să găsească ceva și pe creditele în euro sau în valută. Suntem pe final de emisiune și vreau tare mult așa să tragem o concluzie. În mare ne-am dat seama care este punctul noastră de vedere și ce expectanțe aveți, dar cu toate acestea mi-ar plăcea să ne ziceți dacă mai există totuși o urmă de speranță. Fiind într-o zi de vineri și fiind zi de post, sperăm să fie foarte fructoasă acea întâlnire, iar acel grup de lucru constituit să-i facă pe domnul guvernant să înțeleagă de fapt ce presupune o asemenea măsură sau asemenea măsuri. În măsura în care ei dânsii vor înțelege, au șanse reale să nu intre într-o viitoare carte de istorie a României pe care, nu știu, dacă domnul Pop va fi patron sau altcineva, la un capitol aparte, nu la eroi. Un alt capitol. Sperăm să fie, trecând într-un registru serios, sperăm să fie de folos aceste discuții și să se materializeze cât mai curând și cât mai pe măsura așteptărilor pe care le au membrii noștri de sindicat. Domnule Derle, considerați într-un fel sau altul că și sindicatele au partea lor de vină, fiind poate prea sau arătând mult prea multă încredere factorilor decidenți? Pentru că ați mers pe mâna lor. Nu sindicatele. Unii lideri de sindicat. Deci ca să nu generalizăm... Corect observația. Deci nu sindicatele. Sindicatele sunt membri de sindicat. De la diferite organizații, de la bază, filială, federație, confederație. Unii lideri de sindicat care, bine mersi, și-au găsit posturi pe scaun de secretar de stat. Mai mult de atâta, a întrebat mai înainte dacă am ceva speranță. Uite, spun acum, să dea Dumnezeu să mint eu, dar nu am nicio speranță. Și spun și de ce. Pentru că acolo vor fi 5 confederații sindicale și o să vorbească pe 6 limbi. Și de asta nu cred. Și tare mă tem că acest lucru se va implementa de la 1 ianuarie 2018, unde o să aibă 99% de pierdut toți angajații, mai mult de atâta. Atâta timp cât oamenii dorm, ei bine mersi, vestita lege 13. Ordonanța 13, scuze, da? În ianuarie, februarie. Atâta timp cât oamenii nu întreabă ce-i de făcut,
Avem un lider. Merge în față sau nu merge în față? Ai curaj să mergi în față sau nu ai curaj să mergi în față? Și așa de ușor se poate schimba toate chestiile astea, doar trebuie un blocaj, o grevă financiară, dacă vrei. De două zile și ai rezolvat problema. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să veniți din nou. Eu de pe acum vă lansez o invitație să participați la audiențe în direct și săptămâna viitoare. Cu siguranță pe atunci se vor mai strânge unele date, vom vedea și noi alte reacții din partea factorilor decidenți, din partea liderilor de sindicat de la nivel național și de ce nu aici să le dezbat. În măsura în care domnii guvernați nu vor găsi o taxă pentru participare la emisiuni TV, sperăm să veniți și săptămâna viitoare. Cu mare vă drag. Mulțumesc! Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această seară alături de noi. Ne întâlnim mâine, tot aici, de la ora 6:30. Sunt Sergiu Podină, ați urmărit audiența în direct și nu uitați, doar aici se poate spune adevărul. Toate cele bune!